După deschiderea oficială de la Hunedoara, a venit rândul reședinței de județ să fie gazda sărbătorii comunității maghiare. Oficialitățile locale și județene au transmis mesaje de felicitare, iar invitații și participanții au mâncat clătite și au vizionat programul artistic pregătit special pentru acest eveniment. Din cauza timpului nefavorabil, expoziția cu articole handmade, mini patiseria și momentele artistice s-au desfășurat în incinta Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Lume multă, oficialități pe măsură, printre participanți numărându-se și vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR. Stimați domni, stimați invitați, domnule prefect, cadres consulor, domnule subprefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, stimate domnul primar, stimați consilieri, vă mulțumesc că participați la acest important eveniment pentru comunitatea maghiară din județul Hunedoara. Încă o dată mulțumiri, vă dorim distracție plăcută în continuare și să sperăm că ne întâlnim și la anul, poate afară, într-o zi cu soare și căldură. Vreau să spun că în municipiul Deva, între comunitatea maghiară și cea românească, există o bună colaborare. Dar în ultimii 5 ani, această colaborare s-a consolidat. L-am pe Freddy, viceprimarul municipiului Deva, alături de mine. L-am pe dumneavoastră, comunitatea maghiară, și să știți că foarte multe proiecte ale comunității maghiare au fost propuse de către viceprimarul meu, Freddy, și în bună parte au și fost implementate. Știu că pe parcursul a 10 zile, peste 40 de evenimente culturale, sportive, gastronomice se întâmplă în județul Hunedoara, în 9 unități administrative teritoriale din județul nostru. Toate acestea, până la urmă, să zic așa, că pun sarea și piperul pe tot ceea ce înseamnă activitatea județului Hunedoara din toate punctele de vedere. Vă felicit că sunteți activi, vă felicit că vă păstrați tradițiile și cultura dumneavoastră și cu siguranță din partea mea personală, din partea instituției prefectului, vom face toate demersurile ca să nu simțim niciodată nicio diferență între noi. Pot să vă zic un singur lucru. Mă bucur că o minoritate etnică frumoasă și de o tradiție atât de depărtată aici, în Transilvania, reușește să se organizeze în așa fel încât să-și ducă tradițiile mai departe. Eu vă felicit, vă mulțumesc pentru invitație, voi da curs de fiecare dată la evenimente de acest gen și tot ce pot eu să vă spun este mergeți înainte, sunteți pe drumul cel bun și împreună avem menirea și misiunea de a face Transilvania, de a face România, de a face până la urmă lumea în care trăim un loc mai bun pentru noi și pentru copiii noștri. Vreau să vă mulțumesc pentru parteneriatul noastră. Noi permanent suntem în căutare de prieteni și este important să găsim prieteni, fiindcă cei care caută nod în papură ne găsesc, fără să-i căutăm. Și e bine să știm că sunteți alături de noi. Comunitatea maghiară din acest județ și din acest municipiu este o comunitate relativ mică, dar este o comunitate care a contribuit în trecut, contribuie azi și va contribui și în viitor la dezvoltarea comunităților locale, la dezvoltarea orașelor, la dezvoltarea județului și sunt convins că peste acest efort pe care face orice cetățean, noi mai facem un efort. Încercăm și sper că reușim să păstrăm identitatea noastră națională, identitatea noastră etnică. Stimați invitați, distinse oficialități din județul Hunedoara, este acum într-adevăr sau urmează momentul festiv. Acest premiu Barcea Iacoș este un mod pe care noi l-am găsit pentru a mulțumi celor care fac ceva pentru comunitatea noastră. De aceea, în fiecare an, acest premiu este decernat către un profesor sau pedagog din județul Hunedoara, către un părinte, un preot sau un reprezentant al cultelor și către o personalitate, o persoană din societatea civilă.
doamna profesoară Ocușă Merlinga a primit distinția Balcea Iacoș în categoria profesor, educator, om de învățământ care se ocupă cu copiii de atâta vreme. Participanții au avut parte de un târg de artizanat, pregătire de gulaș, clătite și chiurtoși colaci. Am pregătit gulaș cu cartofi, gulaș cu fasole, puțin mai încolo, acesta este picant, mai nepicant. Am pregătit gulaș, gulaș cu fasole și gulaș cu cartofi. Ce faceți aici? Plăcinte. Zilele maghiare din județul Hunedoara înglobează în jur de 40 de evenimente culturale, sportive și dedicate petrecerii timpului liber, care se vor desfășura în 9 localități. Sărbătoarea comunității maghiare în județul nostru a ajuns la a 13-a ediție și se vor încheia în data de 25 septembrie.